conform unei teologii populare în religiile tradiționale, de care a intrat așa puțin valul ăsta, mentalitatea asta și în adunările evanghelice, noi avem un fel de bănuiala mântuirii, nu certitudinea mântuirii. Oamenii n-au certitudinea mântuirii. Oamenii au bănuiala mântuirii. Mă, tu ești mântuit, dar cine știe? Ești mântuit? O vedea. Ești mântuit? Unde să duc toți, mă duc și eu. Asta nu este certitudinea mântuirii. Asta nu este nici speranță. Și pentru că e o mentalitate, asta așa trăiesc. Bă, dacă tu nu știi, știi că nu-i degeaba pe pământ. Tu ai încercat să faci tu ceva, ritualuri din astea religioase prin care să-L îmbuni pe Dumnezeu și nu prea ai reușit, mai bine o făceai lată. Te-ai și chinui degeaba, că până la urmă tot ai ajuns la chinul veșnic. Mai bine o făceai așa de plin, da? Pentru pământul ăsta. M-am și chinui degeaba. Și omul, după mentalitatea, să începe să trăiască așa cum trăiește. Biblia spune că primul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a persevera în har, în harul în care Dumnezeu ne-a pus, este să sperăm. Să avem o certitudine. O certitudine, nu o bănuială. Bă, sper. Aud tot mai mulți oameni din adunările evanghelice, în care nu sperăm noi, că ar trebui să se predice Evanghelia curată a harului lui Dumnezeu, a credinței în Domnul Iisus Hristos, a nașterii din nou. Oameni care spun, dar tu crezi că, nu știu, frate, după ce s-a întâmplat săptămâna asta, m-am certat cu bărbatul, nu prea ne înțelegem de o bucată de vreme, vine răpirea, pe aici îi rămâne. Pe aici îi rămâne și m-am chinuit atâta, cu 9 prunci, cu 5 prunci, greu a fost, frate, m-am chinuit și cât am suferit, nu știu ce-o fi. Oameni sărmani, oameni de care trebuie să-ți fie milă, dar să-ți fie milă pentru că este un mental colectiv. O mentalitate greșită în tot colectivul. Nu știm. O vedea? Dacă ne-o lua la rapire, o pune... Noi spunem că nu credem. Da, suntem mântuiți prin har, dar nu e așa. Oamenii chiar cred în balanța aia despre care vorbește ortodoxia, care nu există în teologia ortodoxă, vorbim oficial. Dar în mentalul ortodox există teologia balanței. Gândiți-vă la evanghelicul care zice, o vedea dacă m-a luat Dumnezeu cu n-o fi răpirea. Ce? Cum adică o vedea? O vedea în funcție de ce? Păi în funcție de fapte. Aha! Deci tu crezi că Dumnezeu pune la balanță. Andrei, fapte bune, fapte rele. Fapte rele. S-a ridicat răzut, da, peste cap balanța. S-a luat răpire. Sângurel pe aici. Te duci singur, mergi la adunare, singur te rogi. Gata, s-a terminat, rămâi singur. Asta e mentalitatea. Petru nu asta spune. Auzi ce spune Petru? Trebuie să rezolvăm problema cu certitudinea, cu speranța noastră. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți strânși și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Haideți să subliniem câteva aspecte foarte importante. Ca să speri, trebuie, spune el, să ai mintea încinsă. În limba originală, verbul ăsta este la un timp care se referă la o acțiune începută în trecut care continuă până în prezent. Adică, de aceea, având încinse coapsele minții voastre, adică din trecut până astăzi, că mintea noastră este încinsă, din momentul în care ne întoarcem la Dumnezeu, ne este înnoită mintea și ne este încinsă și blindată cu realitățile pe care Dumnezeu le-a lucrat în viața noastră. Da? Trebuie să ai mintea blindată. Ăsta e primul lucru. Oamenii care spun că creștinismul este o religie a spălării pe creier și pocăința este o religie care te spală pe creier, sunt oameni care habar nu au ce vorbesc. Nu! Pocăința este momentul în care mintea ți-e iluminată, în care devii mai deștept, cel puțin din punct de vedere spiritual. Petru spune să ai mintea încinsă, da? Pentru că având mintea încinsă, de aceea încingeți-vă coapsele minții voastre. Nu este un imperativ aici în original, ci este vorbește despre un proces care a început în trecut și până astăzi. Cu alte cuvinte, eu pocăit nu pot să spun, am crezut atunci, am înțeles atunci că Dumnezeu m-a mântuit, dar între timp s-au întâmplat foarte multe lucruri. Nu, mereu trebuie să înțelegi cine ești tu în Domnul Iisus Hristos. De aceea ăsta din versetul 14 trebuie să te ducă la versetele de mai înainte în care spun ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Blindează-ți mintea cu ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Ce ești în Domnul Iisus Hristos? Nu ce vei fi. Nu ce faci tu. Ce ești în Domnul Iisus Hristos datorită lucrării Lui. Cu asta trebuie să fie blindată mintea. Încinsă mintea. Pregătită mintea. Dar de aici începe. De la o gândire corectă. Apoi spune fii strej. Omul care nu-i treaz, e un om care e deconectat de realitate. Realitatea își face cursul ei, el doarme. El nu știe ce se întâmplă, el nu-i conectat la ce se întâmplă. Asupra lui se pot întâmpla anumite lucruri, el doarme. Așa spune Biblia că sunt oamenii lumii acestea. Ei sunt deconectați complet de realitate și ăsta e adevărul. Ei sunt conectați doar la o parte din realitate.
Există o realitate supremă, o realitate mai mare care învăluie realitatea asta fizică și asta este realitatea lui Dumnezeu, realitatea veșniciei. Dumnezeu e în afara timpului, pentru Dumnezeu timpul este un segment la care privește și face ce vrea cu el. Eu trebuie să mă conectez la realitatea asta ultimă, să fiu treaz, să știu, bă, există ceva dincolo. Da? Există ceva dincolo de binecuvântările materiale, sunt binecuvântări spirituale. Există ceva dincolo de trup, este un suflet. Există ceva dincolo de pământ, există cer. Există ceva dincolo de ce văd și ce simt. Există ceva ce nu văd. Există ceva dincolo de ce putrezește și moare. Există ceva nemuritor și care nu se strică. Să fii treaz, să fii conectat la realitate. Asta îți cere Dumnezeu. Asta îți cere Dumnezeu. Cu asta începe perseverența noastră. Cu o trezire. Cu o deșteptare. Cu o trăire în veghere. Luând în considerare realitatea ultimă. Cea mai mare realitate, da? Care este Dumnezeu, care este sufletul, care este veșnicia și așa mai departe. Deci trebuie să ai mintea încisă cu realitățile pe care Dumnezeu ți le-a prezentat și le-a lucrat în viața ta. Poziția ta în Domnul Iisus Hristos, identitatea ta. Apoi trebuie să fii treaz și apoi îți spune în ce să speri. Păi spune să sperăm în harul care ne va fi descoperit la arătarea Domnului Iisus Hristos. Speranța te ajută să nu străiești clipa. Da? Eu nu trăiesc acum, trăiește-ți clipa, trăiește-ți viața, trăiește-ți tinerețea. Eu știu că este ceva care va fi dat la arătarea Domnului Iisus Hristos și pentru că știu lucrul acesta, pot să mă cenzurez pe mine în timp ce trăiesc pe pământul acesta. Da? Nădejdea nu este o bănuială. Mulți oameni nu înțeleg ce e nădejdea. Ce este nădejdea? Nădejdea nu e o bănuială. Mă, bănuiesc că o să-mi fie dat harul la arătarea Domnului Iisus Hristos. Eu nu bănuiesc că mașina mea e afară. Eu știu că mașina mea afară. Sunt eu o mașină acum? Nu sunt. O să mă urc cu mașină? O să mă urc. Dar nu bănuiesc că o să fac lucrul ăsta. Eu știu sigur că o să fac lucrul ăsta. Pentru mine nu este nicio incertitudine în privința aceasta. Nădejdea este o siguranță totală în ceva ce este real, care ți este promis, dar încă nu ai. Este doar o chestiune de timp. Nădejdea privește la un lucru pe care o să-l ai sigur, dar este doar o chestiune de timp. E un segment de timp care trebuie derulat ca tu să ajungi la lucrul ăla. Deci este o certitudine. Nu este o bănuială. Este, bă, sper să ajung acolo. Asta e bănuială ce spune el acolo. Este o nădejde moartă, nu e o nădejde vie. Asta este nădejdea. Nu este bănuială, ci este o siguranță, o certitudine. Dar vedeți aici, accentul nu este pus pe noi, ci accentul este pus pe Dumnezeu. Zice, nu zice, fiți atenți, cum aș traduce eu astăzi după mintea unora versetul ăsta. Spune așa. Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treci și puneți-vă toată nădejdea în strofocările pe care voi le veți face până la arătarea Domnului Iisus Hristos. În perseverența în care voi veți umbla până la arătarea Domnului Iisus Hristos. Nu că noi n-am face lucrurile acestea, nu că nu ne-am strofocat, nu că n-am luptat, nu că n-am perseverat. Dar spune să ne punem nădejdea în harul care ne va fi dat la arătarea lui Hristos. Cu alte cuvinte, Petru ne ancorează înapoi în nașterea din nou, în puterea pe care Dumnezeu ne-o dă, în paza pe care Dumnezeu ne-o dă și ne ancorează și înainte tot de Dumnezeu. Te uiți înapoi, Dumnezeu, te uiți înainte, Dumnezeu. Te ancorează de har, nu te ancorează de tine. Nu zice, despărțit de acțiunile tale și de voința ta nu poți să faci nimic. Aleluia, slavă Domnului, ce voință liberă puternic am. Voi avea tu ceva acolo. Dar ancorarea ta trebuie să fie în Dumnezeu. Și în trecut, când te uiți la lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în tine, când te uiți în viitor, te uiți la certitudinea încheierii lucrării de mântuire pe care Dumnezeu sigur o va face în tine. Eu privesc în viitor, nu la mine. Bă, sper să reușesc mâine să fac ceva. Nu eu, sper în harul lui Dumnezeu, atâta sper. Asta spune Petru. Speră în harul lui Dumnezeu. Accentul este pus pe Dumnezeu, pe harul lui, nu este accentul pus pe mine.